Euphorbia, popular îi spune coroana cu spini, și este un arbust decorativ prin flori și are tulpina și ramificațiile pline de țepi. Din acest motiv îi se și spune coroana cu spini. Este o plantă originară din Madagascar. Euphorbia are tulpini groase care devin lemnificate odată cu trecerea timpului. Frunzele sunt rotunjite la vârf de culoare verde aprins. Face parte din grupul plantelor suculente. Întreaga plantă conține un latex specific tuturor speciilor din genul Euphorbia. Latexul are un anumit grad de toxicitate. Din acest motiv, dacă venim în contact cu latexul plantei, este bine să ne spălăm pe mâini, pentru că poate provoca alergii. Nu este letal, dar alergii cutanate pot apare. Dacă am lucrat cu planta, avem grijă să nu ducem mâna la ochi, pentru că poate provoca o alergie urâtă. Ce vedem noi și este decorativ este bractea. Floarea este mică, nesemnificativă, înflorește aproape tot timpul anului dacă îndeplinește condițiile necesare. Florile miros? Nu sunt parfumate și bractea aceasta, care vă spuneam că de fapt este partea decorativă a florii, se colorează foarte frumos în roșu, roz, alb, galben. Sunt foarte multe culori, care contrastează cu frunzișul verde lucios și chiar și cu spinii. Euphorbia este o plantă care rezistă bine la secetă. Nu este foarte pretențioasă în ceea ce privește temperatura. Are nevoie de o temperatură minimă de 13 grade Celsius. Vorbim de temperatura pe care o putem oferi noi iarna, un pic mai răcoare, dar înflorirea este condiționată de lumină, deci trebuie foarte multă lumină, chiar soare direct. În schimb, vara, când temperatura este foarte ridicată și insolația puternică, trebuie ferită un pic de acțiunea directă a razelor solare. Deci o ducem un pic la semi-umbră, dar în același timp să aibă lumină. Dacă planta este stresată din cauza udării prea abundente sau schimbării de temperatură, îi pot cădea toate frunzele. Este plantă suculentă și o udăm rar. În ceea ce privește pământul, nu este nici aici foarte pretențioasă. Important este ca pământul să dreneze ușor apa, deci are un sistem radicular slab dezvoltat și pământul trebuie să fie aerat, să oxigeneze rădăcina bine și în același timp să nu stagneze apa în ghiveci. Avem grijă, dacă avem farfurie la ghiveci, să nu lăsăm apa să stagneze în farfurie. O putem fertiliza din primăvară până toamna cu îngrășăminte pentru plantele cu flori, dar dacă îndeplinește un minim de condiții, o avem înflorită tot timpul anului. Iarna de obicei pierde frunzele sau mare parte din frunze, dar primăvara apar frunze noi și sănătoase. Deci dacă iarna pierde frunzele, nu trebuie să ne speriem. Este normal, dar avem grijă cu apa. Iarna o udăm foarte rar, mai ales dacă și temperatura este scăzută, pentru că putem risca să-i dăm prea multă apă și să putrezească rădăcina. Fiind plantă suculentă, stă mai bine, mai uscată. Crește destul de repede, arbust ajunge cam la 80-100 de centimetri, dar putem controla creșterea plantei prin tăieri. Și din punct de vedere estetic, dacă nu ne place, pentru că la un moment dat, mai ales dacă lumina nu este corespunzătoare, ea se alungește și devine un pic dezordonată. Primăvara putem face tăieri de corectarea formei coroanei, ocazie cu care putem face și înmulțirea plantei, pentru că se înmulțește ușor prin butași de lăstari. Lăstarii nu îi punem la înrădăcinat în aceeași zi. Având latexul acela, să lăsăm să se usuce latexul, îndepărtăm atunci când latexul s-a uscat, îndepărtăm latexul uscat de la baza butașului și abia apoi îi punem în ghivece cu substrat de înrădăcinare, turbă și cu perlit, înlocuitorul nisipului. În condițiile țării noastre nu face semințe. Ca orice plantă se poate îmbolnăvi, bolile sunt în mare parte provocate fie de excesul de apă sau de temperatura prea scăzută sau în corelație cu excesul de umezeală, apar ciupercile, putrezirea bazei tulpinii și chiar a rădăcinilor și arsuri solare, dacă o ținem în plin soare în timpul verii, zilele cu arșiță, și dăunători, păduchele lânos,
păianjenul roșu comun, păduchele țestos, care se combat ușor dacă mergem și cumpărăm de la farmaciile fitosanitare substanțele care aceștia se combat.